Cumpără FIFA Coins la cel mai mic preț de pe piață, doar pe fifacoin.com și nu uitați să folosești codul de reducere CATA. Linkul îl găsești în descriere. Salutare franșase, la un nou episod de AFC 24, primul pack opening cu pachete barosane. Dacă vă place seria, nu uitați să plăci un link, e foarte important să vă abonați și legendant important. Dacă n-ați făcut deja, să-mi dați un follow pe Instagram și cel mai important lucru de pe planetă, folosiți codul de reducere Cătă XPGG pe PC Garage, reducere în momentul ăsta, jocuri ieftine pe G2A și bineînțeles dacă aveți nevoie de FIFA Coins pe fifacoin.com folosind codul de reducere Cătă pe Fortnite Shop, milioane de dolari. Echipamentul de față arată cam așa, am pus și jucătorii pe care am prins, cei mai scumpi până acum. Asta e echipa, cu asta m-am jucat la Squad Battle și alte vrăjeli. Primul jucător Nike pe care l-am prins, Nenea Chiesa, undeva la 80.000 de coins și acești jucători cu care s-ar putea să fac o echipă. Încă nu 100% convins, dar vedem, poate facem o combinație asta cu francezi sau pe Anglia cu ceva hibrid, cu ce-o fi să fie, nu știu, poate chiar cu Italia, vedem. Hai să deschidem pachetul din, lăsați și voi în comentariu care e echipa voastră, dacă v-ați făcut, sau care e echipa pe care vreți să vă faceți când se lansează jocul full standard edition vineri. Let's go time, domnilor, să începem direct cu un pachet barosan. Mai exact, nu știu cât costă un pachet Rare Mega Pack, dar cu un Rare Mega Pack. Hai mă nene mă. Și începem cu America. Am văzut America și Spania. Mi se face răuț. Cine să fie oare? 83 rating, Franci. Ok, nu începem chiar forțichii. Pachetul cred că era destul de burnicel. Și un inform pe care îl tragem pe dreapta. Let's go time. Mai bine îl băgăm la un SBC viitor. Roberto Firmino, care nu mai zâmbește cu dinții lui perfecți. O schimba liga, asta este ce să face. Apare nu-i așa fericit acolo. În spate avem o grămadă de lemnării, dar lemnării din care facem bani. Nenea Jorginho, ok, preț de Quixel. Domnișoara Jensen, Quixel. Insigne, Quixel. Mateusz Reus, Reis. Quixel, Nenea Bruma, ok, nu facem tare mulți bani, băiatul ăsta imitație Teo Hernandez, Teo Hernandez e pe Wish, probabil tot Quixel, uite așa, s-au făcut primii biștari din pachetele barosane, probabil că antrenorul era cel mai scump dintre cei 5-6 câți erau pe acolo, hai să vedem. Am și ceva pachete tradeable pe aici, premium vrăjală, premium gold players pack, 3 rare, let's go time, doar jucători, Timov, nu-i, Brazilia, center back, Gabriel 100%, nu-i Gabriel, este, am uitat cum îl cheamă, Thiago Silva, anul trecut l-am făcut primul SBC, era Thiago Silva flashback, ar trebui să l-am tradeable și la club, deci îl trimitem sus. Nenea Ramsey. Ok, Quixel și ăsta. Sper să-mi dea un jucător cât de cât bunicel. Ideal ar fi să-mi dea unul dintre cei 6 sau 7 jucători pe care am pus acolo pe banca aia de rezerve. Ok, lezime rapid pe ăștia. Nu prea am spații pe market. Am umplut cu fodder acolo. Sperăm că o să vină un icon pack un ceva. Să pleznim direct banii aia grei. Asta așteptăm, am și pachete din astea să vedem. Am luat un pachet, era 80x10 sau 84x2, cred că ăsta era. Hai să vedem, 84x2. Mă aștept să fie walkout. Haide. Și bani, CM, Parejo, nici măcar Parejo, deci 2x84, wow. No? Luis Alberto. Hai de capul meu. Deci era mai bine dacă l-am 80x10. Măcar făcea mai mult jucători pe dreapta. Mamă cât e pârdiozaurus Rex. Partea bună e că avem și Nenea Nabri pe care aș putea să-l bag în echipă. Ieftinache, dar 2 jucători de 84 nu mă așteptam asta. Am zis că toată lumea a luat 80x10 și le-o dat nașpa. După aia am zis stați să vedeți că fac manevră. Și am făcut. Foarte bine luat. Extraordinar chiar. Jucător de 82, se poate ceva ultra legendar. Insistă cu Spania, n-am ce să fac. Deci am văzut Spania și America în continuu.
Nenea Gaia 82 fix, nu? Interesant cum la pachetele astea de la SBC-uri, nu SBC-uri, obiective și alte vrăjeli, îți dă exact cât îți scrie acolo. Hai să vedem încă unul. Tot așa cu 80 și ceva plus. Sau ai 78X2. Probabil că o să dea mai bine decât din cele cu 80 plus. Și este numărul el. Cine-o fi? O, Quadrado. 83 sau 82, nu mai știu cât are asta. Uuuu, 80. N-are nici right back. E data asta. Joacă la Inter Milan. Și în spatele lui are ce să fie. Un duplication. Rein Jderz. Jderu Rein. 600, vrăjală, talpa. Ok. Avem un jucător care poate intra în echipa aia cu Chiesa și toți băieții grei. Ia să vedem. 80x2. E rău, măcar să nu fie 80. Dacă se poate. Brazilia. Left winger. E ok că e Martinelli, frățioarul meu. Dar acum îmi dau seama că putea să fie Neymar, putea să fie Vinicius. Și a venit Martinelli, ok. Și ăsta ar pot băga în schemă acolo. Deși pe postul ăla ar fi Son. Hai să vedem. Nu cred că e scump Martinelli. Ce manevre, mă, cum fac ăștia. O, 20.000, ok. Nu mă așteptam la asta. Dar are numai left winger și left midfielder. Dar într-adevăr aș putea să fac o schemă. Să-l bag pe ăsta, să-l joc în bandă, să-l vând pe Son. Că probabil o să fie scump în continuare, 100.000 în momentul de față. Ăsta fiind untradeable și știind clar că e un jucător bun. Era fain dacă avea și 4 weak foot. Se mișcă extraordinar pe... Se mișca la FIFA 23. Probabil că se mișcă și la EFC 24 cât de cât bine în teren. Și scumpicel. Acum dacă are și evoluții cumva s-ar putea să-mi bag la creație. Anul trecut mi s-a părut unul dintre cei mai interesanți jucători. La care nu mă așteptam să facă mare lucru. Ok. 81x2. Haide. Tot Brazilia dacă se poate. Franța. Striker. Paris. Hai. Mbappe, te rog. Te rog, Mbappe, te rog. E bine și Colomani, mă. E bine că l-am eu tradeable pe celălalt. E bine. Am putea să fie Mbappe, mă. De ce mă tot rolește? Și nu știu dacă ați observat că stă mult mai mult la animația asta decât la animațiile celelalte normale. Deci stă și te ține acolo, mă. Ești nebun să mori. Mamă, cum îmi bate iar inima, ești nebun. O să mor la FIFA ăsta. Colomani, a doua oară. Al doilea troll, frate. E ok, măcar că l-am trei de ăla pe ăsta și scot vreo 40.000 pe ăsta ceva în genul. Dar nu supraviețuim cu genul ăsta de troll. Murim dracu pe life. E ok. Doamne, cum era Mbappe aia în trei de ăla. Extraordinar. De legendar, de super mega fenomenal. Costă ceva cu mătra șefă? Șefa din gang? Hai că punem așa un 700, poate se dă. Totuși un 82 rating. Țai. Era Mbappe. Deci am prins. Cred că de cel puțin 15 ori Striker Franța. Evident, nu Striker Colomani, că dacă era de 15 ori Colomani, 3 double era ok. Dar să mă bată tractoarele, mă, nenea, mă. Ok, mai am ceva cu 82, nu mai am nimic. Hai să dăm și mega pack-ul ăsta. 30 de jucători. Că nu stai 30 de item. Franța. Center pe Varan. Langle? Nu cred că e Langle. Uuuu! Unde? Mamă, și ăsta e scump. Dacă e untradeable, absolut perfect. Intră legendar de legerea în echipă. Parcă e 100 de mișine nea Kunde. Ok. Începem în forță. Doi jucători top. Ambii francezi. Ok, cred că îl vând. 120.000. Norocul se activează, banii dansează, băieții se distrează. Let's go! Ok, și pe ăsta o să-l las momentan. S-ar putea să-l vând la primul weekend league, s-ar putea să-l utilizez, nici nu știu. Vedem, oricum am nevoie de jucători și de echipă. Așa că ne mai gândim. Lăsați și voi un comentariu. Cam ce ați face voi? L-ați vinde, l-ați băga în echipă, ați văzut ce jucători am aia, singurii jucători top pe care vi-am arătat acolo. Și lăsați un comentariu dacă v-ați face echipă cu jucătoria asta, i-ați vinde. E foarte important și ce se întâmplă la Weekend League, dar este mult mai important să avem coin pentru tot anul ca să putem să facem
ai comeback-uri și toate vrăjelile, cam fiecare an. Ok, 500 domnișoara asta. Bun, până aici absolut, absolut mulțumit de pachetele astea, au meritat farmul. Și cred că am mega pack-ul ăsta, dacă stau bine și mă gândesc că e 3 double, cred că l-am de la Squad Battles, că am făcut Elite 3. Nu știu sigur dacă acolo îmi dă mega pack, dar nu țin minte să fi luat pachet 3 double din altă, din altă parte. Webster, cât o fi ăsta? Domnule Webster. Mai cât îi punem acolo la un 700, deși nu cred că e 700, dar un veia. Trebuie să mă neapărat să văd dacă pot să-l bag la evoluție pe, pe Martinelli. Mamă, cât e bine, o dat deja aici nebun. Deja sunt mulți, nici mai contează ce îmi pică la pe opening-ul ăsta. Rolul ăla l-am bat pe un pică, fost așa, nasolie de primăvară, dar e ok. Chiar și cu trollul Mbappe. Am tras pe dreapta undeva la pe 180.000 din combinația asta cu Colomani și cu Nenia Conde. Ia să vedem. 3 mega pack, mai am 2, mai am un cu mega pack aici. Ok, cred că mai dăm un rare mega pack. Mai am și dinastia, văd că 2. Și mai vine un episod tot așa cu pachet dinastia barosane. N-are cum să fie și Hakimi. Cum era? A cine e ăsta? Ok, Mazraoui. A, și mai am un Kimpembe. Am uitat să pun și pe Kimpembe pe banc. Dar deși Kimpembe ăla. Un Kimpembe cu... cum îl cheamă? Kimpembe cu... Zi, să zic unde. Ar fi interesant acolo în defensiv. Ambii francezi. Ar fi o combinație interesantă. Un pachet de 100.000 trebuie să pleznim. Ok, încă un rare mega pack. Hai mă nene mă, și un jucător special. Zeco. Aici un pic de țapă. Dacă nu cumva avem ceva în spatele lui. Gen un Van de Ben sau ceva în genul. Rating destul de micuț, 83. Dar per total, ultra mega noroc. Doamna Schmidt. Ache și ăsta e utilizabil, cât o costă oare? Ok, nu e așa scump. O grămadă de duplication-uri aici. N-am nicio problemă că după asta din pachetul de 100.000 așa putem să-i punem în sus. O să le dăm cu XL în cazul în care putem să-i trimitem la cules de castraveți. Camara. Vericul ăsta cu XL. Carter Vix ăsta, nu cred că are nimeni. Pute sus nenea. Bun, și numai bine Zeco salpa și acum pachetul de 100.000. Există o șansă. Foarte mic, am văzut că sunt foarte proaste pachetele 100.000 și anul ăsta. La majoritate am văzut jucători de 84. Sper să-mi dea măcar un walkout și sper să fie ceva blană rău de tort care să decidă 100% echipa pe care o fac. Dembele. Dacă îmi dă Dembele știu clar ce echipă o să fac. Hai mă nene mă, lăsați și voi un comentariu cu ce ați primit din pachete dacă ați luat Ultimate Edition Ultra Mega Topor. Hai mă. Pania, CM, dacă nu-i Pareho, ok, Pareho, 86, avem o șansă să fie ceva în spatele lui. Decent. Se putea mai rău, putea să fie 84, cum am văzut la majoritatea. Îl am și pe ăsta, deci trebuie să-l punem la 3 doubles. Ceea ce înseamnă că rămân cu 8 spații libere pe market pentru pack opening-uri. E un pic greu pack opening-urile, că nu mai am spații pe market cum am aglomerat cu fodder, dar e ok. Și în spațiile lunii Pareho. Se poate să fie ceva. Dembele 85 parcă, nu? Nu 86 și Dembele. Arder, Zambo, Anghis și asta. Și asta parcă e bun. Ok. Merge. Povertiche. Încă un inform acolo. Cred că am informul la 3 double dacă bine mi-amintesc. Asta e lemn. Și un Lacroix. 3 minim au. Bun din început și nenea Lacroix. În cazul în care nu aveți echipă. Uno Santos, lemn de foc. Hai mă nene mă, tu de sus. Nu putem. Dar bine că am pe ăștia 3 double și în spate. Rodriguez, Inigo, lemn de foc. Ok, absolut nimic. Slăbuț pachetul ăsta de 100.000, sincer. Per total, dacă stai și te gândești că am luat din celălalt pachet, e mult, mult mai bine decât din pachetul de 100.000. Dar ne salvează nenea Kunde și Colomuani, trollul suprem. Clar trebuie să-l bag pe striker pe neacolo Muani și să vedem ce echipă o să făurim după pack opening-ul de mâine. Cam asta a fost. Mulțumesc de participare.
super mega noroc. În continuare sper să vină și Mbappe Marinarul la început de joc odată. Nu l-am prins niciodată de când mă joc jocul ăsta pe la început. Dar este super faină în continuare și ne auzim mâine cu un nou episod și astăzi cu live stream mai târziu să termin cele 32.000 sau cât eu mai rămas. 30.000 de FIFA points. Mersi fain de participare. Salutare.